Astăzi este un eveniment. Un eveniment foarte mare pentru că se împlinesc 100 de ani de zile din ziua nașterii ilustrului lingvist, scriitor, filozof al limbajului, Eugeniu Coșeriu, basarabeanul nostru cu geniu. Și în cadrul acestui mare eveniment se lansează o carte eveniment. E vorba de Eugeniu Coșeriu, vocația universalității, în seria Personalități notorii, pe care o îngrijește editura Știința. Coordonatorul acestui volum este profesorul Gheorghe Popa de la Universitatea de Stat ale Corosu din Bălți și trebuie să spun aici colegul nostru de la Universitatea din Bălți. Editura Știința are mai multe cărți în această serie și cred că seria este ea însăși notorie, iar această carte este cu totul deosebită. Această carte este cu totul deosebită și dacă deschidem la sumar, vom vedea dintr-o dată universalitatea acestei mari personalități, vom vedea dintr-o dată care este dimensiunea. Sigur că sunt scriitori importanți, sunt savanți importanți care au apărut în această serie, dar referințele vor fi din spațiul românesc general cel mult. Iar această personalitate, acest savant este evocat în cadrul internațional, în cadrul universal și cartea este foarte bine gândită, cartea are o structură foarte bine chipzuită. Foarte bun este și cuvântul introductiv sau prezentarea pe care o face profesorul Gheorghe Popa. Am spus foarte bine și dintr-o dată mi-am amintit de o frază pe care o spune Eugeniu Coșeriu într-un interviu acordat profesorului Cabatec. Trebuie să ai spirit critic. Și atunci când vezi un lucru nou, trebuie să ai o notă de scepticism. Ținem cont de ce spunea profesorul Coșeriu, dar vă spun cu toată certitudinea că este o carte pe care trebuie să o aibă pe masă intelectualii basarabeni și nu doar basarabeni. Ideea de a elabora acest volum a venit din partea editurii Știința. Mi s-a propus mie, bine, o să întrebați pe ei din ce cozrent mi-au propus mie. Noi cu profesorul Coșeriu ne cunoaștem personal, deci am făcut cunoștință prin anii, prin 1996. Ulterior a fost de 3 ori la Bălți și am organizat două manifestări științifice internaționale cu răsunet. Am avut posibilitatea împreună cu doi colegi, Maria Șlectischi și Nicolae Leahu, să luăm un interviu de la magistrul, care ulterior a apărut sub forma unei cărți, Universul din Scoică. Trebuie să vă aduc la cunoștință că în viziunea noastră cercetările de lingvistică din secolul pe care îl traversăm acum, deci pe cum știm el a activat în secolul al XX-lea, dar un mare savant japonez, Takashi Kamei, spunea că este lingvistul pentru secolul al XXI-lea. Cu altă ocazie am mai scris că personal că eu pun la îndoială că e suficient atâta timp chiar pentru lingviștii în secol pentru a pătrunde în esența viziunii sale lingvistice, pentru că la el depistăm nu numai o viziune lingvistică de ansamblu sau vorbim de acel integralism lingvistic, pentru că direcția fundamentată de Eugeniu Coșeriu poartă numele de lingvistică integrală sau integralismul lingvistic. Și cercetările din secolul al XXI-lea, avem certitudinea, se vor dezvolta, se vor face sub semnul geniului coșerian. Pentru ca
contemporanei noștri să cunoască că a fost printre noi, sau neamul nostru a avut și așa o personalitate deținătoare a onorificului titlu de doctor honoris causa peste 40 de academii și universități din lume. Și spuneam, noi nu am mers pe linia elaborării acestui volum pur științifică, dar am vrut să scoatem în evidență calitățile umane, calitățile de cercetător, adică am ținut cont și de o informație care să fie accesibilă cititorului, eventualului cititor, și în intenția că va fi acest volum lecturat, cercetat, studiat, nu numai de filologi, ci și de oameni din alte sfere de activitate umană. Din motivul ăsta, deci, compartimentarea informației, am ținut cont anume de faptul ca el, acest volum, să fie accesibil, să zicem, poate puțin exagerat, cititorului de rând. Este scrisă în general de discipolii lui Coșeriu sau de oamenii care s-au preocupat de opera lui Coșeriu, deși marea majoritate a textelor sunt texte exegetice, sunt texte în temă, în general cartea este una care s-ar numi literatură de popularizare, s-ar numi Coșeriu pe înțelesul tuturor. Este foarte simplu să deduci dacă parcurgi această carte, ea apropo și propune câteva variante. Este varianta scurtă a cititorului când poate să se limiteze la studiu introductiv desfășurat și foarte spectaculos al lui Gheorghe Popa, profesorul de la Bălți. Încă și mai scurtă variantă de parcurs, știu eu, științific al lui Eugeniu Coșeriu este ultimul compartiment iconografic, în care este de fapt o biografie în imagini, deci începând cu Baștina, cu Mihăileni, continuând cu liceul de la Bălți, cu universitatea de la Iași, cu universitățile de la Roma, Padova și Milano, și deja cu activitatea lui științifică fie la Montevideo în Uruguay, fie la Tübingen în Germania. Deci, este o carte care poate fi asimilat, inclusiv interviurile cu Coșeriu sau interviurile cu cei care au studiat opera lui Coșeriu. Este foarte explicită și partea care mie îmi place foarte mult, că are și partea relevanța aceasta de spectacol al unui om care a intrat în patrimoniul cultural sau în panteonul lumii fără a fi propulsat de instanțele naționale. Deci el a intrat direct în lista marilor savanți, cu siguranță cel mai mare lingvist pe care l-a dat românimea științei mondiale. Un timp lucrările lui nu erau traduse la noi, nu erau difuzate, chiar erau interzise. Doar în perioada dezghețului, deci după anii 90, unele din lucrările lui au fost editate și așteptăm, marea majoritate a lucrărilor rămân totuși încă netraduse. Sperăm că cât de curând cercetătorii din domeniu se vor apleca asupra acestor lucrări și vor fi editate, promovate pentru publicul lingvist, filolog, dar și pentru cei care se interesează de scrisul nostru lingvistic în perioada actuală. În
În primul rând, țin să salut această ediție editorială care mi se pare un eveniment cultural, nu o simplă apariție editorială. E într-o foarte bună ținută grafică și într-o bună îngrijire redacțională, așa cum ne-a obișnuit editura Știință. E o surpriză și totodată o constatare. Eugenie Coșeriu, sigur că e o personalitate absolut monumentală, o spune un german, nu spun eu, că e un uriaș al lingvisticii universale, uriaș. L-am cunoscut în ipostazii așa mai cotidiene, chiar la Bălți am fost la atunci când i s-a decernat titlul de doctor honoris causa, pe urmă la Universitatea Ion Creangă din Chișinău. Și am participat, despre acest eveniment vreau să vă spun mai multe cuvinte, la lecturile coșeriene de la Universitatea Ovidiu din Constanța, organizată de Marin Mincu, pe când el era decan acolo. Economite peripețiile, știm noi, care făcea și lucruri bune, așa, serioase, pe lângă celelalte. Și atunci m-am convins că Eugeniu Coșeriu poate da un spectacol de cunoaștere de limbi. Nemaipomenit, ar zice eu, așa ca în visuri, cum noi visăm că vorbim arabește sau ca eroul lui Eminescu sau în alte limbi. Deci Eugeniu Coșeriu răspundea fiecărui profesor, dar erau foarte mulți acolo comunicanți din multe țări, în limba în care prezentau ei publicări. Cu un băiețel a unui poet din Serbia vorbea în sârbă. Cu mine nu știu de ce vorbea cu accent basarabean, eu n-aș putea să reproduc accentul basarabean. Decât parte domnul doctor Topor, așa, el are niște neamuri în satul meu și vorbește ca la genii mei, așa încearcă să vorbească. Dar nu reușește. Și atunci când a apărut la tribună japonezul, profesorul japonez, eu m-am gândit cum o să-i răspundă Eugeniu Coșeriu profesorul japonez. Dar uitasem că Eugeniu Coșeriu a ținut prelegeri timp de 6 luni în Japonia, în limba japoneză, și japonezii care vedeți că au organizat foarte bine și jocurile olimpice, unde fotbaliștii români acolo își pasă autobolul, a fost tradus integral, dat fiind că japonezii sunt așa, se respectă, că sunt șase. Așa, eu am informația de 7. Și comunicarea era despre verbul în limba japoneză. Știți că japonezii au așa o parte de creier care spre deosebire de a noastră e în altă parte, da? Cea sintetică. Și i-au descoperit și ochiul al treilea, știți asta, că noi avem și o denumire pentru generație, ochiul al treilea, ei au descoperit științific existența celui de-al treilea ochi, care este glanda hipofiză pe care o avem noi aici la unde? La ceafă.
ce zicea profesorul din Japonia? Zicea că verbul în japoneză este pasiv. Nu este activ ca în celelalte limbi. Verbul în română e acțiune. Bară, citește, merge și așa mai departe, vine ca maestru de șleagă.